Boala hemoroidală, o afecțiune tabu care naște foarte multe mituri, poate crea probleme grave dacă nu este tratată la timp. Atrag atenția medicii specialiști de la Medical On Group. Și să știți că hemoroizii sunt o problemă destul de comună, ce afectează 8 din 10 persoane, cel puțin o dată în viață. Așa că trebuie să lăsați rușinea la o parte atunci când observați anumite simptome. Alarmarea trebuie să vină din partea simptomelor dominante ale bolii hemoroidale, în primul rând sângerarea, prolapsul hemoroidal și durerea. Aceste trei simptome trebuie să îl facă pe pacient să se alarmeze și să meargă la medic. Odată ajuns în cabinetul unui medic, pacientului îi se vor face anumite analize specifice pentru a fi sigur că este vorba despre hemoroizi, deoarece există și alte afecțiuni care au aceleași simptome. În colonoscopiile pe care noi le facem la toți pacienții noștri cu hemoroizi, pot să spun ca observație neștiințifică, nepublicată, dar noi la 50 de colonoscopii găsim câte un polip care acum se rezecă endoscopic, știe pacientul că a avut un polip și că dacă a avut unul poate să facă și alții și intră într-un program de urmărire și își tratează acești polipi la timp când trebuie, căci altfel nu știe de ei, acești polipi peste ani se pot transforma în cancer. În lupta cu boala hemoroidală, medicii de la Medical On Group mai spun că ar trebui să ținem cont și de factorii externi care pot favoriza apariția acestei afecțiuni. Cum ar fi constipația, poziția de stat înșezut timp îndelungat, mai ales la serviciu, condimentele, alcoolul, sunt factori care precipită declanșarea bolii și factori care agravează boala. Tratamentul bolii hemoroidale diferă în funcție de simptome, stadiul bolii și complicațiile acesteia, însă este foarte important de știut că afecțiunea nu trece de la sine.